Vă rog să mă îngăduiți, dragii mei, în câteva minute să mai rețin atenția dumneavoastră cu câteva gânduri despre patimile Domnului Iisus și mai cu seamă despre moartea Lui pe cruce. Mi-am adus aminte că doi dintre evangheliști, Matei și respectiv Luca, vorbesc despre un eveniment care a avut loc pe culmea unui munte din Țara Sfântă, când Domnul Iisus, însoțit de trei dintre ucenicii Săi, a urcat să se roage. Și pe muntele acela a avut loc un eveniment, un fenomen deosebit, despre care ucenicilor li s-a interzis să vorbească în vremea aceea, dar au vorbit după. Despre schimbarea la față și despre întâlnirea Domnului Iisus cu doi bărbați de seamă din Vechiul Testament, Moise și Ilie. Luca ne oferă un detaliu în plus și spune că atunci când Iisus a stat de vorbă cu Moise și cu Ilie pe munte, au avut ca subiect al discuției lor sfârșitul pe care trebuia să-l aibă Iisus la Ierusalim. Așa stă scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 31. Iată că, dintre toate evenimentele despre care ar fi putut să vorbească, din Vechiul Testament sau din timpul vieții pământești a Domnului Iisus, a fost ales tocmai momentul sau subiectul acesta al morții Domnului Iisus, moarte pe care El avea să o sufere la Ierusalim. M-am gândit apoi la un cuvânt pe care Apostolul Petru l-a scris și pe care aș vrea să vi-l citesc. Este un cuvânt puțin mai amplu, dar merită să-l citim, pentru că este foarte important. Zice Petru așa, în 1-a sa epistolă, capitolul 1, versetele 10 în jos. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor spirituale. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au propovădit Evanghelia prin Duhul Sfânt primesc din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că atunci când Fiul lui Dumnezeu, purtând crucea și mai ales povara păcatelor noastre, a ajuns acolo sus, pe dealul Golgotei, ce s-a întâmplat acolo, a fost o priveliște pentru oameni, pentru îngerii din cer și pentru toată lumea demonilor. Pentru că acolo, dacă vreți, s-a decis soarta noastră a tuturor. Dacă acolo Iisus nu ar fi biruit, n-ar fi existat mântuire nici pentru mine și nici pentru voi. Pentru niciunul dintre noi. Dacă acolo Iisus n-ar fi repurtat o victorie, soarta oamenilor ar fi rămas pecetuită pentru totdeauna. Dar slăvit să fie Dumnezeu, pentru că la Golgota pe cruce, Iisus a repurtat cea mai glorioasă victorie repurtată vreodată pe pământul acesta. De la istorie, de la temerea pământului și până acum, nu știu dacă a fost vreun timp, vreo perioadă, în care să nu fi fost războaie și conflicte. Dar cel mai mare război a fost războiul în plan spiritual. Pentru că a început atunci și la Golgota, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, și-a judecat victoria. A trecut-o de partea Lui și trecând-o de partea Lui, ne-a asigurat-o și pentru noi. Nu știu dacă noi putem realiza lucrul acesta. Dragii mei, eu cred că despre suferințele Domnului Iisus și mai cu seamă despre moartea Lui pe cruce nu sunt cuvinte pe care oamenii să le poată folosi și prin care se poată descrie la adevărata ei valoare această jertfă.
Eminescu întreba, unde voi găsi cuvântul să exprime adevărul? Eu nu știu ce adevăr voia el să exprime. Era destul de îndemânatic în mânuirea cuvântului, dar avea o dificultate în a exprima un adevăr pe care îl avea în minte. Aș vrea să vă spun ce ziceam și mai înainte. Când vorbim despre moartea Domnului Iisus pe cruce, simt mereu că sunt cuvintele noastre prea sărace, prea palide. Despre Domnul Iisus s-a spus în Evanghelie că a fost pus să-și ducă crucea și la un moment dat, din motive nespecificate în textul Evangheliei, romanii l-au silit pe un trecător să ia el crucea Domnului Iisus. Izvoarele paralele Bibliei spun că Iisus ar fi căzut sub cruce. Biblia nu precizează și este ciudat că martorii oculari care au fost de față n-au spus lucrul acesta, dar l-au spus alții care s-au apucat să scrie din temir ce motive. Alții s-au apucat să pună ei. Au mai vorbit despre Domnul Iisus, despre suferințele Lui și au spus că a fost lovit cu biciul. Că a fost biciuit cu biciul acela din curele, cu bucăți de oase și bucăți de plumb. Știu că v-am mai spus lucrul acesta, am cercetat îndelung Scriptura să văd. Și în trei locuri din Evanghelie este scris limpede că Iisus a fost bătut cu nuiele. Iar varianta cu biciul, asta a fost adăugată ulterior. Și mă miră că predicatorii de multe ori o folosesc varianta aceasta, deși în Biblie nu găsești nici o referire la bici, nici una. Ceea ce este însă important este că la Golgota, când a fost pus pe cruce, un cuvânt a fost rostit parcă mai des decât celelalte. Și cuvântul acesta era cuvântul mântuire. E adevărat că l-au folosit cu sens de batjocoră și au spus mulți acolo, pe alții a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși dacă este El, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul Israel. Dar El tocmai asta făcea în momentele acelea. Ne asigura nouă mântuirea. A mântuit și până atunci. A mântuit și atunci. Și de atunci încoace, de 2000 de ani, prin jertfa Lui, El încă mântuiește, slăvit să fie Domnul. Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa de vreme pe cruce. Vă rog să țineți seama că Pilat era un om al armelor. Înainte de a ajunge reprezentant al puterii romane la Ierusalim, omul ăsta a petrecut ani destul de mulți pe câmpurile de bătălie. A fost un om dur. Și ca un om dur, sigur că s-a mirat să moară cineva atât de repede, pentru că el se aștepta ca tot să fie ca el. Dar Iisus venea după o noapte în care a fost batjocorit. Venea după o suferință trupească și după o noapte de neodihnă. Și acum cu crucea grea, drumul i-a fost și mai greu. Și când a fost pe cruce, după 3 ceasuri acolo și-a dat Duhul în mâinile Tatălui. Sutașul roman a trebuit să confirme, da, într-adevăr a murit. L-a verificat și cu sulița, ca să poată da un raport, pentru că el era răspunzător de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și când am citit pentru prima dată, dragii mei, faptul că sutașul roman a folosit lancea, sulița aceea romană, ca să se asigure și fără milă, după ce i-a străpuns mâine și picioarele, i-a mai străpuns și cu asta. Când am citit pentru prima dată lucrurile acestea, am zis, câtă lipsă de simțire, de sentimentele omul acesta. Dar în cele din urmă, cugetând la aceste lucruri, mi-am dat seama că până și lucrul acesta servea scopurilor lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știa încă de la început că se vor ridica de-a lungul vremii oameni care vor spune că pe cruce Iisus nu a murit cu adevărat. Că doar și-a pierdut conștiința. Că doar a intrat într-o stare asemănătoare comei. Și de aceea, după ce a fost dat jos de pe cruce și pus într-un mormânt la răcoare, răcoarea aceea l-a ajutat să-și revină și apoi a treia zi. Și bătut, și străpuns, și înfășurat în pânza aceea de in, ar fi fost în stare să iasă de acolo.
Cea mai puternică dovadă a faptului că Iisus pe cruce într-adevăr a murit a fost dovada aceea oferită de sulița sutașului roman. Și omul acesta a ajuns să spună, cu adevărat, omul acesta este Fiul sau era Fiul lui Dumnezeu. M-am întrebat, oare ce l-a făcut pe omul acesta să spună aceste cuvinte despre Iisus? Ca un sutaș roman care a condus multe execuții în Ierusalim, omul ăsta a văzut pe mulți evrei murind pe cruci, dar nici din gura niciunui dintre ei n-a auzit cuvinte cum a auzit cuvinte din gura Domnului Iisus. Și când a fost pe cruce Iisus și când mâinile erau străpunse și picioarele, când era scuipat, huiduit, batjocorit și a îndreptat glasul către Tatăl și fără pe urmă de mânie a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. În alte împrejurări la cine a vorbit despre evenimentul acesta, despre cuvintele Domnului Iisus pe cruce. Cred cu tărie că Domnul Iisus, când a spus aceste cuvinte, o rugăciune de mijlocire, i-a avut în vedere pe soldații care au străpuns mâinile. I-a avut în vedere pe cei ce l-au dat în mâinile lor. Mi-a avut în vedere și pe noi. Și în seara aceasta vreau să spun cu tărie, m-a avut în vedere și pe mine. Poți să spui și dumneata în locul vitale lucrul acestor. Mi-a avut în vedere pe noi. Pentru vina noastră, pentru păcatele noastre. Dacă privești prin credință la Golgota, nu poți să rămâi nepăsător. Te mișcă, te zbuie. Cred că mai de mult v-am împărtășit o experiență pe care am avut-o și de care îmi aduc aminte din când în când de-a lungul anilor. M-am rugat și am zis, Doamne, la atâția le-ai făcut harul să le arăți ceva, o vedenie, o descoperire, ceva. Aș vrea să-mi arăți și mie ceva. Și dacă ar fi vorba să aleg, într-o vreme aș fi vrut să văd una din zilele în care Iisus predica. Să văd și dacă nu înțeleg limba ebraică, să văd ce era în predicarea Domnului Iisus de putea ține pe oameni lângă El atâta vreme, când nouă ne este greu 5 minute peste program să vă reține pe dumneavoastră. Și în toată perioada vieții mă rugam și am cerut altceva. Aș fi vrut să văd suferințele Domnului Iisus. M-am rugat pentru lucrul acesta. Și într-o noapte, nu știu ce a fost. Să fi fost vedenie, să fi fost vis, nu știu. Îmi vine greu să-mi aleg cuvintele, să descriu ce am văzut atunci. Era o zi, să fi fost amiază, dar era întunecat. Eram într-un grup, într-un cortegiu, și eram îngrozit pentru că oamenii din jurul meu, oameni care mi erau străini, și la vorbă și la port, manifestau atâta ură și strigau atât de îngrozitor, mi-era groază. Și peste toți am auzit o voce care îmi spunea, vino să vezi. Vino să vezi. Acum răspundesc. Și vă mărturisesc îngrozit, n-am vrut să văd nimic. N-am vrut să mai văd nimic. Și toate acestea, pentru mine și pentru dumneata, de a-mi înțelege dragostea Lui, am socotit că nimic nu-i prea mult să dăm deoparte, să lăsăm deoparte, ca să ne apropiem de El. Aș vrea, dragii mei, în momentele acestea, pentru că este o sărbătoare, să cugetăm mai mult la jertfa Domnului Iisus. A fost o priveliște în care îngerii Tatălui din cer au dorit să privească, să vadă cum Fiul lui Dumnezeu își dă viața pentru păcătoși. A fost o priveliște pentru demoni că s-ar fi așteptat pe Iisus să fie înfrânt și ei să triumfe. A fost o priveliște pentru romani, pentru mari preoți, pentru cărturari, pentru trecătorii de acolo. Și trebuie să fie o priveliște și pentru noi. Pentru că atunci când ne gândim la jertfa Domnului Iisus, eu cred că ne dăruim pe noi înșine mai mult lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. Amin. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Seara aceasta vreau să încheiem
pentru rugăciune de mulțumire. Aș vrea să-i mulțumim Tatălui pentru că Iisus, Fiul Său, la Golgota, nu a suportat o execuție, ci a depus o jertfă. Și a fost o jertfă de ispășire pentru vina, pentru păcatele noastre. Dacă în vremea aceasta îl puteți numi pe Dumnezeu Tată și vor puteți socoti Fiului și Fiicele Lui, e din cauză pentru o seară ca aceasta, Iisus a fost dat jos de pe cruce și așezat într-un mormânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru lucrul acesta.